Personalitățile județului nostru, oamenii care au marcat comunitatea în care toți trăim, s-au întâlnit joi 17 octombrie la Consiliul Județean Călăraș. Participanții au discutat despre experiența lor profesională și au prezentat unele probleme cu care se confruntă județul nostru. A fost o întâlnire emoționantă, lacrimi de bucurie în ochii celor care s-au regăsit peste ani. Bună ziua, bine ați venit! Domnule președinte, onorată asistență, primul rând țin să vă mulțumesc că ne onorați astăzi la o întâlnire istorică, cele mai mari valori care le-a avut municipiul Călăraș, Oltenița și județul Călăraș. Pentru aceasta ar trebui să fiți declarați toți cetățeni de onoare județului Călăraș. Domnul președinte, să avem în vedere pe viitor acești oameni mei pe care îi soțiți acest titlu care l-ați dumneavoastră și s-a și realizat. Parcă avem o 3 cetățeni aici de onoare. Unul e pe noi, domnul Tudor Constantin. Da, și domnul Ciripar, dar nu a venit. Domnule președinte, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule primar, fost primar, consilier al președintelui Consiliului Județean Călăraș. Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitații pe care, împreună cu domnul primar Dragu, am stat și am analizat și am gândit ce e de făcut pentru județul Călăraș. Și primul lucru care a spus domnul primar Dragu, a zis, noi întâi trebuie să întrebăm personalitățile județului Călăraș, care au marcat, să spunem, Călărașul modern, la ce este astăzi, să vedem ce au de spus, ca pe o viziune viitoare de 10 ani, ce avem de făcut noi cei care suntem aleși o dată la 4 ani. Aici nu e o întâlnire electorală, e o întâlnire cu oamenii importanți care au marcat decizii importante pentru dezvoltarea și pentru modernizarea județului Călăraș. De aceea sunteți prezenți și din alte localități, nu numai din municipiul Călăraș. Așa am gândit să putem să primim, de ce să nu spunem, și ce n-am făcut bine, și ce am făcut bine, și ce trebuie să facem în următorii 10 ani pentru ca Călărașul să fie, să spunem, acolo unde dumneavoastră așteptați să fie, între orașele europene moderne, care să asigure utilitățile și nevoile pe care dumneavoastră, copiii dumneavoastră și nepoții dumneavoastră le așteaptă. Cred că acum e momentul, prin prezența dumneavoastră aici, și cu această ocazie vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți prezenți cu toții, să putem să ascultăm ce e de făcut în continuare pentru 10 ani de acum încolo, pentru călărășeni, pentru județul Călăraș și pentru municipiul Călăraș. De aceea, cred că ar fi bine să facem un dialog interactiv, să putem să notăm, am și un secretariat care notează toate problemele pe care dumneavoastră le-ați putea ridica și eu, ca președinte al Consiliului Județean, să le preiau și să le pun într-o strategie de dezvoltare a județului Călăraș. Mulțumesc, mă simt extrem de onorată pentru invitația dumneavoastră. Eu pot să vă spun în calitatea de doctor multe, dar mă rezum la câteva. În primul rând, vă mulțumesc că de când ați venit dumneavoastră, ați încercat să puneți în mersul corect al Spitalului Județean și ați adus medici specialiști încă insuficienți și cred că trebuie făcut mult mai mult pentru sprijinirea și atragerea medicilor, mai ales în serviciile de urgență și toate serviciile, cardiologie și tot ceea ce trebuie. Pentru că din... Da. Pentru că, din păcate, cei vechi au plecat și totuși trebuie să vină noua generație. Și se poate face mult mai mult. În calitate de medic de familie, noi avem o mare doleanță. Poate prin proiecte europene sprijiniți programe de profilaxie pentru județul Călăraș, pentru că știți că de obicei sunt unii asigurați, unii neasigurați și cei neasigurați nu prea beneficiază de servicii medicale. Din păcate, boala nu întreabă dacă ești asigurat sau nu ești asigurat. Și atunci se produc epidemii, se produc nenorociri și așa mai departe. Colegii mei trebuie să fie implicați mai mult, adică dacă sunt sprijiniți și în aceste programe, ca să beneficieze și cei neasigurați de servicii medicale și chiar voluntariat, pentru că asta este meseria noastră. Și așa putem stopa foarte multe
boli, TBC și altele care la un moment dat au fost stopate și din nou acum sunt o avalanșă, pericol și pentru cei sănătoși. Ținând cont că o serie de factori de risc au crescut, și poluarea și multe, multe altele. Deci, dacă considerați că puteți să implicați mai mult în programe medicii și medicii de familie și specialiști, că sunt și binevoitori dintre colegii noștri și ne implicăm în aceste programe, ar fi bun pentru sănătatea populației Călărașului. Pentru că Sanepidul, Bostul Sanepid, încearcă să facă, dar o parte din populație nu e implicată nimic și alții beneficiază. Asta este o problemă. Am primat-o pentru că județul Călăraș, cum putem să cei ne asigurați să găsim o formulă? Există, domnul președinte, există acele centre de permanență, care sunt binevenite, dar din păcate la posibilitățile medicilor de a întreține aceste centre de permanență cu aparatură e mult, mult mai greu. Ei își dau silința să asigure această asistență medicală, dar poate printr-un proiect european să centre putem să fie o variantă de a fi sprijinite. Da, da, adică dar și acestea. Construcțiile sunt totuși la ora actuală funcționale? Oferă, să spunem, ceea ce solicită DSP-ul pe aceste centre de permanență? De fapt, ele funcționează în cabinetul unui medic de familie care suportă acest... și toți medicii suportă costurile acestea. Sunt binevenite. Aparatură medicală pentru centre de permanență. Sunt pe centru. Se asigură micile urgențe și degradează urgențele în spitalul județean. Dați-mi voie să-mi depășesc atribuția de medic și o dorință a multor cetățeni din Călăraș. Noi avem un vis, ca și visul americanului, știți? Cu acel pod peste Dunăre. Eu am participat din cele mai vechi timpuri alături de domnul primar la această hotărâre de a face acest pod și poate, nu știu, cu ajutorul Dumnezeu și cu ajutorul dumneavoastră și a, mă rog, pentru Călăraș, acest pod ar fi benefic, ar înflori și, într-adevăr, ar fi o mare bucurie. Am făcut toate demersurile, ca să nu mai ne pierdem timpul să mai dăm speranță, am făcut demersurile la Consiliul Județean Constanța. Să facem o asociere între două județe, încât împreună să realizăm, să atragem un credit, să putem să realizăm acest pod. Din momentul în care a fost ministrul Stroie la transporturi, noi împreună, președintele Consiliului Județean Țuțuianu și cu mine, am fost la domnul ministru Stroie. Și domnul ministru Stroie mi-a spus un singur lucru. Proiectele care sunt în strategia națională, nu avem ce căuta noi județe. Acest pod e de strategie națională. Noi nu putem să facem decât demersuri la Ministerul Transportului să-l pună master planul de dezvoltare a României ca să poată să realizeze. Să ne mai dăm noi cu speranțe sau să mai facem declarații politicianiste că facem noi podul, e o minciună. Fără guvernul care vine să promită că e de interes național, nu numai național, și european, acest pod, e clar, e cea mai scurtă, cea mai mică sau cea mai scurtă între țările asiatice și, ce spunem, și Marea Nordului, da. Marea Neagră, putem să spunem că aici, Moldova, partea Moldova, Rusia, aici se descarcă tot transportul. Nu putem să facem promisiuni, noi facem demersuri în continuare să putem să sprijinim inițiativa de a o pune pe masa guvernului să devină proiect de interes național ca să poată să-l finanțeze, să-l bagem proiectele de finanțare ale Ministerului Transportului pentru ce înseamnă viitoarea perioadă de finanțare a infrastructurii mari. Pe Ministerul Transportului. Aici vom face demersuri și sper să reușim să-l punem în acest master plan de dezvoltare viitoare. Vă mulțumesc. Deocamdată, oficial nu s-a vorbit decât despre turnul Măgurele Nicopole. El a fost introdus în master planul... Și finalizarea lui de la Brăila. Posibilitatea ar fi să atragem. Noi trebuie să refacem, domn președinte, studiul de marketing care are 10 ani anul.
să le facem, că noi trebuie să atragem și investitori, nu mai cu guvernul. Și ei ne-au dat dezlegare, să știți că avem toate aprobările la Ministerul Transportului, Peștenție, Guvern, județele Constanța, Bulgaria, mandat, avem toate avizele, să știți. De cât trebuie să le facem studiul de marketing, să-l readucem la studiul sigur. De marketing care l-a propus a fost vorba de... Ca să prezentăm. Adică noi trebuie să... Vorba nu, 20.000 de euro. De, eu zic că noi, și punem jumătate noi și jumătate în Constanța ca să fie studiul de marketing. România facem noi poze. România și Silistra, că el va fi pe teritoriul nostru, dar... Silistra, dacă nu participă, n-ai că trebuie să faci România-Bulgaria. Deci trebuie să fie cu un cap de tot. Un rol, dar trebuie să le facem studiul ăsta, ca să putem să atragem și investitori să le facem. Nevoia asta e de mai mulți ani. Mă duc aminte, am găsit în istoria noastră, de pe timpul regelui, e proiect de construcție acestui port. La Dunăre. Domnul președinte, în primul rând eu salut această inițiativă. Și cred că ceea ce discutăm noi astăzi aici trebuie să țină cont de două lucruri. Unu, care sunt atribuțiile de astăzi legale ale Consiliului Județean și dincolo de acest fapt, Consiliul Județean alcătuit din consilieri, până la urmă suntem cetățeni ai județului și nimeni nu ne oprește să gândim și dincolo de atribuții și să intervenim și politic și administrativ și dacă vreți și civic pentru îndeplinirea unor deziderate, pentru că județul acesta, acum vă spun ca istoric, s-a născut târziu, s-a născut artificial, s-a născut într-o perioadă în care România deja intrase în celebra criză economică 81-89, ne-am născut noi pe regimul trecut. Și ne-am trezit după aceea în așa zisa democrație, în libertate, cu schimbările frecvente de conducere a Consiliului Județean, cu lipsa unei strategii pe termen lung, cu schimbări care au venit și de sus, dar și de jos, și care în loc să limpezească, mai mult au tulburat lucrurile. Iată ce ne lipsește nouă, spre exemplu, astăzi. Și o salut, citesc în presă, mă informez în permanență, intențiile dumneavoastră, proiecte concrete și ale primăriei și ale Consiliului Județean de a realiza niște obiective noi, gen portul turistic, noul centru civic al municipiului, reamenajarea străzii Bulevardul Cuzavode și toate cele din zona, să spunem, limitrofă facultății noastre de la Călăraș. Dar știți ce lipsește Călărașului? Lipsește un plan urbanistic general care să integreze ceea ce ne-a mai rămas din vechea arhitectură a acestui oraș. Sunt Bureștea care au mai rămas, că noi mai avem din frumusețea orașului de altă dată. Am fost recent în Sfântul Gheorghe. Un oraș care, cum să vă spun, ca număr de locuitori și ca potențial economic, nu diferă mai deloc de Călăraș. Dom'le, ei au reușit să-și mențină în zona lor centrală câteva din clădirile reprezentative care, cum să vă spun, constituie centru de atracție turistică a acestei zone. Noi, repet, mai avem câțiva sâmburi și, din păcate, ne uităm cum o parte din ei se degradează. Avem probleme cu prefectura, cu sediul prefecturii. Da? Avem probleme cu fosta, să spunem, fostul cinematograf. De fapt, acolo a fost teatru comunal, făcut din banii călărășenilor. Mă bucur că așa numita Casă Bădulescu sau Poșta Veche, cum o cunoaștem noi, în sfârșit reintră într-un proces de reabilitare și probabil va fi o instituție de cultură acolo. Probabil. Centrul cultural municipal. Așa. Bun. Municipalitatea va hotărâi ce va face cu această clădire. Dar mai avem câteva clădiri care aparțin unor persoane particulare de patrimoniu care au marcat zona noastră și care se vor degrada. Cred că nu lăsați sediul Bibliotecii Județene, fostul sediu. E un proiect european. Să reabilităm, dar în același timp ar trebui să ne gândim cum putem să ajutăm casa soră, clădirea soră, care este identic construită, aceeași arhitectură și se află undeva aici, în colț cu curtea liceului Știrbei Vechi. Municipalitatea, pe vremea domnului primar Dragu, a reabilitat fosta secție financiară, sau cum se chema. Dar casa soră,
acestei clădiri, mare puțin și cade. Aparține unui fost revoluționar, nu știu în ce măsură, legal, putem să facem ceva ca să salvăm și aceste clădiri. Nu să ne ocupăm, dacă putem să o luăm la patrimoniul județului Călăraș, ei nu au, proprietarii nu au posibilități financiare și deci s-ar putea găsi o soluție. Pentru că dacă noi venim... acolo am avut probleme pentru că s-a ajuns la dosar penal, s-au reclamat vecinii. Dacă venim cu un proiect de modernizare a centrului, noi, până la urmă, centrul acesta este un hibrid. Avem o clădire nouă în care funcționează Consiliul Județean, Centrul Cultural și Primăria și avem vis-a-vis prefectura care... Repet, este o clădire emblematică. Lumea care cunoaște Călărașul zice, băi, clădirea aia frumoasă de care spunea și Iorga, o mai aveți? Mai e un pic și cade. Trebuie să vedem ce facem cu ele. Și atunci, acest plan urbanistic general trebuie să pună în valoare, dar cu cap, și elementele de modernitate și elementele de tradiție arhitecturală pe care mai avem. Al doilea aspect, domnule președinte. Cele două infrastructuri pe care dumneavoastră le coordonați la nivel de Consiliu Județean, infrastructura rutieră județeană și cu influențe locală și infrastructura socială. Știu că în urmă cu câțiva ani de zile, un proiect guvernamental, în vreo 4 localități, dacă nu mă înșel și la Vâlcelele, începuseră și aproape că s-au finalizat niște centre sociale de zi pentru persoane vârstnice, la Vlațepeș mai are puțin și se deteriorează, la Dichiseni nu mai știu care e situația, dar cred că nici acolo nu e mai pe roză. Și spun că pentru persoanele vârstnice din județ... Și Vlațepeș. Și Vlațepeș, l-am spus primul. Pentru persoanele vârstnice din județ, asemenea centre ar fi utile. Dar, în aceeași măsură, tot Consiliul Județean, prin Centrul Cultural și de Cultură și Creație, că asta lipsește la noi, la nivelul Centrului de Cultură Județean, afară de spectacole, ușor să aduce un spectacol de la București. Foarte ușor. Dar o cercetare etnografică, o cercetare pe tradiție la nivelul județului nu s-a mai făcut de mulți ani, de când era centrul la cultură. Da? Și avem o mare problemă. Spunem, ne plângem cu toții că ne pleacă tinerii și ne lipsesc specialiștii. Mă bucur, am văzut în presă că veți intenționați să faceți un spital pentru, pardon, un bloc pentru medici și pentru alți specialiști pe care ar trebui să-i atragem la Călăraș. Dar ce facem cu tineri? Uitați-vă în sala aceasta și salut vârsta respectabilă cu cei cu părul alb și cu mai multă minte. Dar nu trebuie să uităm că și noi am fost cândva tineri și aveam o energie pe care trebuia să o consumăm. În momentul de față există o instituție, nici nu mai știu care este temeiul ei legal, se cheamă Fundația pentru Tineret, care în afară de firmă și de faptul că a închiriat niște spații și trăiește din chiria pe aceste spații, în rest, să-mi spună și mie cineva din această sală dacă cunoașteți vreo activitate pe care fundația asta, culmea, pentru tineret, a făcut-o pentru tineret. Dom'le, una singură și eu mă închin în fața... Această asociație a tinerilor, fundația tinerilor, să fac o cercetare și să vă aduc un material informativ pentru toți care sunteți prezenți astăzi aici. Ne interesează. Eu cred că interesează pe toată lumea, nu numai pe cei de aici. Da? Eu cred că interesează și organele de cercetare. Statutul juridic și ce activități conforme statutului juridic desfășoară această organizație guvernamentală, non-guvernamentală, nici nu mai știu cum este. A fost finanțată de Consiliul Județean, acum nu mai are nevoie, că trăiește din chirii. Nu, să vedem patrimoniile, dacă le are cu act de proprietate, da, dacă i s-a pus. Dom'le, și ce face pentru tineret? Pentru că aici suntem noi, repet încă o dată, deficitari. Unde să se ducă tinerii? Nu avem o discotecă, o discotecă așa cum aveam cândva, unde tinerii să-și poată desfășura și unde pot fi și supravegheați de organele de ordine ca să nu se întâmple acolo temirce. Avem informații că se consumă hașiș, că se consumă... Păi normal că ei se duc, dacă nu îi organizăm la nivel de județ sau de municipalitate, ei se organizează.
Știți foarte bine că sunt alții care vin repede și pătrund acolo unde trebuie și creează grupuri. Deci, foarte, asta cred eu că este o a doua mare problemă importantă după infrastructură. Și a treia, și cu asta mă opresc aici, domnul, potențialul turistic al județului Călăraș. Neexploatat după Revoluție. Neexploatat aproape de tot, deloc. A fost o perioadă haotică, când veneau grupuri străine la vânătoare, necontrolați și aproape că la un moment dat decimase în fondul cinegetic. Aveam la Sărulești un concurs internațional de pescuit la crap. Mondial. De pescuit la crap, unde veneau pasionați de acest sport din toată lumea. Și care însemna, dacă vreți, și un fel de reclamă pentru județul nostru. Eu n-am auzit cineva să gândească un sit țărănesc într-o comună de pe malul Dunării sau malul Bărcii, în care să avem, știți ce greu să găsesc astăzi rogojinile? Sunt pensiuni care le caută preșurile noastre tradiționale și să vină străinul, să mulgă el vaca, domnule, dar vaca aceea să fie curată, aranjată și într-un sit din ăsta țărănesc să avem comoditățile de care ei au nevoie. Adică undeva să aibă o baie în interior, un grup social, dar gospodăria să fie amenajată ca atare. Vă spun că am atrage oameni aici. La muzeu. Mini delta noastră nu o folosim de niciun fel. Din mai, din octombrie, noiembrie și până în mai, noi avem o mini delta în zona Călărașului, pe care nu știm să o folosim. Iată niște atribuții ale Consiliului Județean. Nu avem o structură, măcar informală, care să se ocupe de studierea și, eu știu, un material privind potențialul turistic al județului Călăraș. Nu avem. Știți că Ministerul Turismului a făcut niște agenții regionale, nu interesează Călărașul, la ei nu figurează cu zero barat, deși noi avem potențial și ar trebui să-l valorificăm. Monitorizați Centrul Județean de Cultură și activitățile culturale, Biblioteca Județului și Muzeul. Ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, ca și direcție, că dumneavoastră sunt Ministerul Culturii, obiectivele pe cultură nu mai sunt la dimensiunea care au fost ieri, sunt și mai mulți factori care au influențat. Mai pozitiv, mai puțin pozitiv și avem și puține deficiențe. Că la discuțiile avute cu dumneavoastră, sunt și deficiențe la Centrul Județean de Cultură, am încercat să le reparăm, încercăm să le reparăm pe viitor, să ajungem la un standard mulțumitor și normalitatea pe care o caut ca președintele Consiliului Județean să o aduc. Nu cred că pot să fac din instituții în 4 ani performanță, dar măcar normalitatea să o aduc ca să funcționeze instituțiile așa cum au fost ele gândite și planificate, ca să poată să aducă, să spunem, mulțumirea cetățenilor că aceste instituții își fac datoria față de călărășii. În primul rând, în urmă cu aproape 20 de ani s-a făcut o mișcare greșită a guvernului, sub influența președinților de consilii județene de atunci, care au dorit ca instituțiile culturale să fie subordonate din punct de vedere administrativ și financiar consiliilor județene și nu Ministerului Culturii. Atunci s-a produs un derapaj care este actual și astăzi. La Călăraș este o situație singulară pentru că sunt eu și că pentru că președinții de consilii județene au zis: domne, vă ocupați-vă și dumneavoastră. Dar în principiu în alte județe nici măcar nu este întrebat Ministerul Culturii despre ceea ce se întâmplă în instituțiile culturale și din această cauză te pomenești cu tot felul de lucruri care nu sunt în regulă. Noi în Călăraș avem foarte multe lucruri cu care ne mândrim. Am organizat Festivalul Mondial de Umor Dictatori și Dictaturi, care în ultima sa ediție a avut peste 350 de participanți din 56 de țări de pe toate continentele. Nu cred că există altceva care să reprezinte Călărașul prin catalogele care se trimit în toate aceste țări. Sunt foarte multe lucruri deosebite pentru că sunt oameni care iubesc cultura, arta și se implică foarte mult. Din păcate, și această discuție am avut-o cu domnul președinte, Centrul Cultural Județean nu a fost niciodată în acești 20 de ani Centrul Cultural Județean, ci Casa de Cultură a Municipiului Călăraș. Adică se fac acțiuni, s-au făcut și în
trecut multe, se face și acum, e stagiune teatrală, dar interesul la nivelul județului este nul. Noi am făcut acele acțiuni de promovare a valorilor cu galele culturale, dar este mult prea puțin, pentru că dacă luați o grămadă de primari din județ, au ansambluri care sunt funcționale, au artiști, au copii talentați și care trebuie promovați, trebuie ajutați, implicați în toate aceste manifestări. Și vă dau acest exemplu pentru că este actual, peste nu foarte mult timp va fi inaugurată Casa de Cultură din Oltenița. Această Casă de Cultură este realizată strict prin activitatea domnului primar Petre Țone, care a bătut la ușa guvernului cât a putut de mult ca să finalizeze acest lucru deosebit și organizează și ei o activitate culturală complexă acolo. L-am întrebat... Și biblioteca. Luna viitoare va fi biblioteca inaugurată și o să vă invităm pe... Da. Nu, eu vorbeam de faptul că la Oltenița, în toată această perioadă, n-a trecut nimeni măcar o dată cu o iconiță. Să zic, am venit și noi să vedem Casa de Cultură din județul Călăraș, că este în centrul cultural județean. Despre asta vorbea. Și din acest punct de vedere, eu cred că trebuie o relație directă cu primăriile, pentru că ei știu foarte bine ce au acolo și trebuie organizate acțiuni de nivel județean și acțiuni care să implice valorile județene la nivel național. Noi, spre deosebire de alte județe, majoritatea din țară au această problemă. Am avut un vernisaj la Slobozia și acolo se plângeau că nu s-a mai făcut nimic în spațiu cultural. La noi, în ultimul deceniu, să zic, a fost finalizată Casa de Cultură, sala Casei de Cultură, care este una dintre cele mai moderne din România. Secția Tezaur a Muzeului Dunării de Jos, care e făcut după modelul Muzeului Washington DC. În sediul fostei primării s-a făcut Muzeul Municipal Călăraș. Se dă în folosință Casa de Cultură de la Oltenița, se dă în folosință Mediateca, eu așa i-am zis inițial, pentru că ea trebuie să fie mai mult decât o bibliotecă, trebuie să fie acolo și computere și tot ceea ce este mai modern în acest moment pentru spațiul cultural, pentru că trebuie să ținem pasul cu timpul. Asta am văzut în Franța, în mai multe orașe din Franța, Mediatec, unde în timpul vacanței toți copiii vin acolo, caută și așa mai departe informații, inclusiv obiecte de cultură. Dar elementul fundamental este promovarea valorilor, pentru că există, să știți, copii talentați, se muncește foarte mult în unele zone, Palatul Copiilor din Călăraș. Nu e lună să nu aibă o performanță. Și acolo am găsit și am discutat cu dumneavoastră acest lucru, un om care, fiind bunic, o calitate foarte importantă în viața unui om, a investit în acest Palat al Copiilor, s-a cumpărat cel mai modern pian care există în acest moment pe planeta Pământ și a fost adus la Călăraș de domnul Ion Gheorghe, care împreună cu soția au adus acum un țambal foarte performant. Clădirea este depășită total. Deci trebuie găsit un spațiu pentru ca Palatul Copiilor să fie așezat acolo unde. Casa Prefectului. Una dintre variante. Domnul Gheorghe ar fi dorit un teren ca să facă de la zero o construcție nouă. Dar astea, dialogați dumneavoastră, e peste capetele. Casa Prefectului, am ajuns cu domnia sa la o finalitate, să o pun la dispoziție. Există un contract cu ADR 300 Muntenia, am găsit-o un contract, se expiră contractul în luna decembrie și din decembrie o dau prin aprobare. Ia fiind Casa Pionierilor Vremuri. Casa Pionierilor Vremuri. Și la momentul ăsta, prin aprobarea Consiliului Județean, să o transferăm în administrarea Palatului Copiilor, să înființăm ca Palatul Copiilor. Pentru că și acolo sunt foarte mulți oameni care se implică foarte mult în frunte cu Lavinia, care e un factotum și toată lumea face din pasiune acolo. Deci e extraordinar. Am participat la un concert când s-a dat în folosință pianul. 15 copii care cântă extraordinar la pian. Toți din Călăraș. Aș vrea și eu, decât să vă... Tot a fost vorba de anumite clădiri care au făcut parte din patrimoniul județului. Și mă refer la fostul sediu Bancorex sau casa doctorului Nicolau.
care din casa aceea frumoasă care se pare a devenit, pictor. A devenit o ruină. Dacă nu mă înșală memoria, ea aparține BCR-ului. Da, e la BCR. Nu aparține, nu știu a cui a BCR-ul. Deci prima dată a aparținut cât am lucrat eu. Deci cât am lucrat la Direcția de Sănătate, era repartizată Direcției de Sănătate. Am tot umblat, vroia să o ia doctorița care a deschis pe Grivița, cum o cheamă, doctorița Topologeanu, a vrut să o ia dumneai ei să facă acolo pentru privatizat, nu s-a putut.